Primarul de Drăguțești a fost condamnat, și din câte. adică a vândut primării un teren din al său, de asta a fost condamnat. Dar să știți că mai sunt și alte dosare, probabil vom mai afla și alte lucruri în perioada următoare. Vreau să vă spun că, așa cum va obișnui, săptămânalul vertical are foarte multe materiale de istorie, de învățământ, de cultură, așa ca un săptămânal că se respectă cel puțin pe acest tronson. De fapt, cred că această, acest tip de presă săptămânală deja începe să fie abandonată la Gorj. După câte știu eu, suntem singurul săptămânal care mai apare pe print. E un motiv de mândrie pentru că o facem de 10 ani și cu siguranță dacă rămâneți alături de noi o vom face și în continuare. Cum spuneam, puteți citi un serial despre o bancă populară de la începutul secolului 20, Banca Populară Cuca din Bălești. Puteți citi despre nou regulament școlar cu foarte multe sancțiuni și interdicții și pentru elevi și pentru profesori. De fapt, să știți că elevii au și reacționat. E o întreagă nebunie contest acest regulament dar e lege și trebuie respectat. Am văzut chiar pe televiziunea națională că abia acum s-au trezit uh, politicienii să facă gălăgie că n-ar fi în regulă. Chiar oamenii școlii trebuia să o facă cât a fost perioada aceea de de puteau să fie acceptate amendamente. Nimeni n-a reacționat atunci și apoi a apărut uh, au apărut problemele. Uh, avem un material sau un numețis al câmii semnat de Ion Elena, un material de istorie, e vorba de o carte de hotărnicie a moșilor copăceni și fărcășești care aparțineau de mănăstirea Strâmba în Evul Mediu. E un document în exclusivitate din arhivele gorjene, deci puteți să găsiți lucruri foarte importante. Bineînțeles, sunt și alte materiale interesante în ultimul număr al săptămânalului vertical. Sunt trei editoriale, editoriale semnate, subsemnatul Pericol pentru Diaspora, Aura Stoinescu, redactorul șef al acestei publicații și colega mea, un comentariu foarte interesant despre profesională și se numește Materialul Profesional a Plus 200 lei. E un material care analizează acest învățământ profesional și avantajele pe care le aduce. Iar Andrei Popete Pătrașcu spune vorbește despre economia între recuperare intensivă și faliment, cam ce este în România la acest moment. Vă las să citiți acest uh, săptămânal, îl puteți găsi la chioșcuri, dacă nu îl puteți găsi și pe ediția online pe verticalonline.ro. Eu zic că e un, e un număr reușit și aș, cu siguranță aveți ce găsi în acest ziar. Trecând la oile noastre, cum s-ar spune, înainte de a ajunge și la cazul de forță, vă dați seama că într-o seară în care toate televiziunile vorbesc de Tony Greblă și de rețeaua care o are și cu ce s-ar ocupa, o să vedem din comunicatul de ului uh, nu puteam să nu vorbim și noi de acest subiect, e logic. Dar vreau să vă spun că avem uh, o problemă. Nu numai că s-a trezit DNA-ul și iată, vă spuneam, bagă cărbuni foarte intens în dosare, dar vreau să spun că exact ce remarcam și cu uh, mai multe săptămâni în urmă, toți ăștia care au furat într-un fel sau altul sau sunt acuzați de furăciuni mari, că sunt politicieni, că sunt oameni de afaceri, că sunt. Uh, ce mai sunt chiar oficial în funcții la acest moment, când ajung la DNA, o pun nene pe, pe delațiuni, pe declarații, pe, îi bagă și pe alții, adică dacă am ajuns eu la DNA, de ce să de bag și pe tine? Și tot așa. E, astăzi a fost o știre care, cum să vă zic, a fost estompată cumva de scandalul Tony Greblă și ce, se întâmplă, ce îi se întâmplă fostului senator. Uh, vreau să vă spun că Gabriel Sandu, fostul ministru al comunicației, au mai vorbit despre dânsul că a făcut niște declarații, niște denunțuri. Uh, Gabriel uh, Sandu nu numai că a explicat uh, uh, schema de finanțare a Partidului Democrat Liberal de odinioară, în vremea când era la guvernare, dar apare cu o acuzație pentru prima dată în spațiu public, aceea că fostul prim-ministru Emil Boc ar fi primit și dânsul vreo câteva sute de mii de euro acolo, deci nimica toată. N-am mai auzit până acum ca Emil Boc să-i fost implicat în asemenea chestii, așa că e foarte interesantă chestia. O să vă prezint așa cum apare pe site-ul realitatea.net, nu întâmplător precizez site-ul, că știți că avem diverse oficine a unor partide și toate celelalte. Tocmai de aceea vă prezint din, dintr-un site din, de partea aceea politică, și anume, Gabriel Sandu, fostul ministru al comunicațiilor, dezvă a dezvăluit schema de finanțare a PDL. În declarația dată de, de NEA Sandu susține că s-a angajat să financeze partidul cu 5 milioane de euro în schimbul păstrării funcțiilor pe care le deținea. Pentru a obține acești bani, Sandu ar fi apelat la omul de afaceri Dorin Cocoș și la primarul municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan. Spune el acolo, printre altele, uh... Practic, eu trebuia, să, eu trebuia să particip la campania prezidențială din 2009 cu suma de 4 milioane de euro. Știind că, că nu dispun de această sumă, Dorin Coco și Gheorghe Ștefan, persoane interesate în derularea, în continuarea contractului de licențiere Microsoft, mi-au propus să închei contractul în condițiile impuse de ei cu firma susținută de Gheorghe Florică și, în contrapartidă, ei să plătească la partid 2 milioane de euro și să contribuie la campania prezidențială cu alte 2 milioane de euro, a precizat Sandu. Aoleu, adică nu numai că Sandu n-a luat banii ăia de e acuzat, dar banii s-au cam dus la partid. Cine a fost candidatul pre la prezidențiale? Adică președintele Traian Băsescu. Interesantă situație. Cea mai interesantă, vă spuneam însă, acuzație este în salta Și anume, vă spuneam, eu așa o văd, faptul că președintele uh, fostului PDL, primarul de Cluj actual, uh, Emil Boc, este acuzat că uh, ar fi luat și dânsul o sumă de bani și destul de consistentă. Adică ce ne încurcăm? Uh, ne încurcăm cu zecile de mii de euro și toate celelalte. De 300 de mii de euro, ce e acolo? vă dați seama, nu-s decât, nu decât vreo 10, 12, 13 miliarde, deci nu e nicio sumă de lei vechi. Nu e nicio sumă foarte mare pentru ei. În momentul când vorbești de un rebenciuc care se gândea la sute de milioane de euro, când vorbești chiar de cocoș cu vreo 20 și tot la fel. Dar atenție, apare o nuanță din ce în ce mai interesant în dosarele Microsoft, EADS și toate celelalte, banii pentru partid. Și să știți că nu e valabil numai într-o parte a ieșicherului politic și în partea cealaltă. Așa că s-ar putea clasa politică să se curățe foarte mult după acest lucru, pentru că, vedeți, vedeți cum e toată treaba, banii pentru partid s-au dat peste tot că și campaniile costă, nu? Deci această campanie deci va rămâne, va, va fi foarte interesant în, în continuare. Uh, ca și o știre a trecut aproape neobserv, uh, neobservată și anume faptul că dosarul Flota a fost în sfârșit cum ne așteptam de fapt, având în vedere că ceilalți inculpați în dosar uh, n-au pățit nimic și Traian Băsescu a fost scos din dosar, a fost închis pra practic dosarul Flota, s-a pus cruce unui patrimoniu foarte mare. Câteva sute de milioane de euro, vapoare de sute de milioane de euro au fost mătrășite în anii 90 și, paradoxal, nimeni nu e vinovat. Nimeni nu plătește, dar unii au devenit foarte bogați. Da, nu, nu vorbesc aici de președintele Traian Băsescu, fostul ministru al transportului, dar parcă să nu știe nimeni nimic și să se ducă, vă spuneam, să dispară o întreagă flotă de care cea mai mare din Europa răsăriteană după cea a rușilor, parcă nu se nu se leagă, deci ceva, ceva nu e în, nu e tocmai în regulă, dar cum se spune, om trăi și om vedea ce se va mai ce se va mai întâmpla din acest punct de vedere. Tot în privința în privința știrilor, să zicem așa, șoc. În afar de cazul Greblă, care, vă spuneam, a ținut și ține prima pagină, vreau să vă spun că deci avem aici un alt război care se prefigurează, sau deja este în desfășurare, un război între Curtea Constituțională și mogulul de presă, deputatul, sau ce este, Sebastian Ghiță. Vreau să vă spun însă foarte interesant că el s-a efectiv a amenințat uh, Curtea Constituțională, iar Curtea Constituțională a, a reacționat prin vocea președintelui Zăgrean, spunând, aoleu, domne, ne e frică. De, de ce? Faptul spunea, bine, n-a mai vorbit neapărat de Sebastian Ghiță, ci spunând că, vezi, doamne, reacția de acum câteva săptămâni, luni sau prin vară, când a fost... Pe legile Big Brother, Brother, al. a cred că de Serviciul Român de Informații era vorba, era chestia de. i-a speriat pe unii dintre membrii curții constituționale. Stau și mă gândesc. Dacă eu fi speriat așa, iată că, cel puțin în cazul. Postului senator nu a fost atât de speriat încât să nu mai continue dacă într-adevăr se va confirma ce scrie în acel rechizitoriu. Însă, vreau să vă spun apropo de chestia asta: dacă până la urmă CCR-ul nici cu o floare să nu-i atingi, deși ei judecă cauze de judecători. Ori știm și noi că majoritatea de acolo nu prea au fost judecători. E adevărat, sunt juriști de meserie, logic să fie acest lucru. Așa că a tot te uita în gura curții constituționale, așa e legea, bineînțeles, dar noi cred că are o importanță disproporționată. Deci mai bine clasa politică s-ar pune de acord, ar face modificările Constituției decât să mergem fiecare la pentru că, atenție, Curtea Constituțională nu N-are ce să spun din Constituția respectivă, că e o Constituție slabă, e depășită. Spune cum ar vedea ea lucrurile și atenție, sunt nouă oameni, da, nouă cu Tonii Rebele, cu tot, care își dau cu părerea cum ar vedea lucrurile. Nu există în Constituție nu știu ce articol. Adică se bazează multe chestii pe, pe să nu fie discriminare, să nu fie într-adevăr legislație europeană, dar cam atât. Deci Constituția e nevoie să fie resprisă. Și atunci cred că am scăpat de toată ziua, bună ziua, Curtea Constituțională. Pe partea cealaltă, cu legile Big Brother, ne-am spus părerea în sensul că uh, părerea proprie și personală este că ar fi nevoie de ele, dar în condiții bine determinate. Adică, nu să te bagi cine te urmărește, au nu știu ce autoritate, nu știu ce servicii sau ce altceva, să nu intre cu cizmele în viața intimă, ci să aibă acel mandat judecătoresc. Și cum legea spune că există, n-ar mai trebui să fie probleme. Dar eu cred că acolo e altă problemă. Politicieni sunt și în Curtea Constituțională, politicieni sunt și în Parlament, care zic, uite bă frate, până și greb sau, ce, sau alții. Deci îi dau, mand, îi dau apă la moară dar o să mă poată asculta cu acte în regulă și apoi îmi fac mandat și mă trezesc. Eu cred că politicienii de asta au reacționat așa. Asta e părerea mea. Uh, mergând mai departe la asta, ne vom referi cu siguranță, cum spuneam, la cazul zilei, cazul sei șocant până la urmă, uh, și anume, uh, cel al senatorului Tony Greble. De dimineață a izbunit această știre după ce senatorul a fostul fost senator a fost chemat la comandat de aducere, atenție, la curtea la DNA și după ce a ieșit am aflat că are o problemă. Faza este Uh, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dumneavoastră, cei care citeați presa la vremea respectivă, dar cu un, an în urmă, cred, undeva un an și ceva, a existat o interpelare în Parlament, uh, era cu ocazia numirii la Curtea Constituțională a Tunic Greblă, a senatorului fost PSD, actual, independent, Valer Marian, de pe la Satul Mare, cred că este senatorul, care a spus cu subiect și predicat că Tony Deblă e șantajabil, că face afaceri cu mafia țigănească, că diverse lucruri de acest gen. Am, am mers pe formularea care exista materialul respectiv. E, nimeni nu l-a luat în seamă pe senatorul respectiv, Ba din contră, vreau să vă spun că i s-a recomandat public, de mai multe ori acestui senator să-și facă un control la mansardă. Acum, nu știu dacă și l-a făcut sau nu, nu știu dacă era cazul sau nu, dar unele lucruri semnalate atunci apar, cel puțin, par cel puțin încă o dată, pentru că e prezunția de nevinovăție, să se confirme cumva în ce spun procurorii. Și vă citez, vă citez exact și comentăm după aia pentru că. Știți cum este, avem o vorbă în România, nu este fum fără foc și e posibil să fie adevărat. Ce nu mă, cum să vă zic, mi se pare mie în continuare ciudat și asta aștept să văd în, următoare, în următoarele zile, săptămâni, nu ani, că bănuiesc că asta ar trebui să, nu. adică dacă vom, vom ține câțiva ani, tot așa, cu uh, toate știrile noastre. De fapt, dacă luați agenda zilei din punct de vedere al știrilor, uh, două treimi sunt făcute știri de DNA. Ne mutăm toți la DNA, ca ziarici vorbesc așa, și dăm doar ce ăsta. Deci, sau își face DNA organ, un organ de presă și cam atât. Asta nu înseamnă că ei nu au dreptate. Deci problema e că la un moment dat trebuie să se termine și cu hoția din România, cel puțin aia oficializată, și să putem să ne vedem și noi de treabă, țara, să mergem mai departe. Iată ce scrie în rechizitoriu DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, secția de combatere a infracțiunilor conexe, infracțiunilor de corupție, au dispus efectuarea urmării penale față de Tony Grebl. Și atenție, este acuzat de trafic de influență în formă continuată. Două infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Constituirea unui grup infracțional organizat în forma constituirii și în vederea pregătirii infracțiunii de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Și, deci, ceilalți sunt acuzați și alții, e vorba de Ion Bârcină, omul de afaceri, care este și finul lui Toni Greblă, deci, administrator al mai multe societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor. Deci, ce-l acuză pe, pe Bărcină? Cumpărare de influență în formă continuată, constituirea unui grup infracțional organizat exact ca în, ca în cazul celălalt și dare de mită. Deci, bănuiesc că ar fi dat mită lui Toni Greblă, da? Altul a acuzat în dosar foarte interesant, Constantin Bartolomeu Săvoiu. Da. Cel cu loja masonică, da? Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, deși el e băgat aici, și mai sunt un cetățean din Republica Moldova, Victor Dolghi, și, atenție, foarte interesant, doi parlamentari de la noi, dar interesant pentru că o să vedeți după aceea și acuzația. Iulian Iancu, Știți, parlamentarul, șeful Comisiei de Industrie de la uh, de Camera Deputaților, deci deputat cu funcție de conducere în partid, membru al Consiliului Național al Partidului respectiv, organ de conducere, așa conform statutului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere în partid. <coughs> Încerc scuze. Adică, uh, dacă vă aduceți dacă vă duceți aminte, acest parlamentar a fost deseori acuzat în presă, sau cel puțin o anumită parte a presei, că ar cam face, să zicem așa, jocurile, că ar cam face jocurile uh, anumitor interese rusești din România. E, iată că acum s-ar putea confirma pe altă văză și de asta vă și spun. Astfel, în perioada... 2010-2015, cităm din documentul DNA, suspectul Tony Grebla, aflat în exercitarea funcției de senator în Parlamentul României, a fost până la 18-12-2013, când și-a început mandatul de judecător la Curtea Constituțională și ulterior judecător la Curtea Constituțională, a pretins și primit de la suspectul Bărcină Ion cu titlul de foloase necuvenite următoarele. În perioada 2010-2015, folosință gratuită, întreținere și asigurare pentru un autoturism marca BMW Serie 5, echivalent a 56.070 de euro. În perioada 2010-2015, folosirea gratuită a unui post telefonic înregistrat pe una din firmele omului de afaceri. În 2-a 2011, 2011 suma de 1.200 lei, echivalentul unor obiecte vestimentare, 12 milioane de lei vechi. Bănuiesc că un costum al unui drept valorează mai mult decât ce spune DNA-ul aici. În octombrie 2012, materiale electorale aferente campanii electorale privind alegerile parlamentare pentru lipirea 20.000 de afișe. Adică niște sfoară. Iar o tâmpenie. Da? În fine. Adică în, în ce sens o tâmpenie? Ne ocupă și cu lucruri serioase. Deci, deocamdată până aici foloasele necuvenite au fost primite în schimbul promisiunii de a interveni și determina diferiți funcționari publici să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu. În folosul firmelor controlate de bârcină cu interese în domenii de activitate diverse, energie, transport, fier vechi. În perioada 2010-2015, suspectul Tony Greblă, aflat în exercitarea funcției de senator în Parlamentul României, și ulterior judecător la Curtea Constituțională, a exercitat, în fapt, activități specifice calităților de asociat, percepere de dividende, spuse, spune, administrator, reprezentarea societății și director general, adică activități comerciale, disimulate prin interpuși, încălcând dispozițiile de incompatibilitate privind incompatibilitatea judecătorului de la Curtea Constituțională și ale senatorului a rezultat că în mod întrerup suspectul Tony Grebl a desfășurat activități comerciale direct și prin interpuși și a exercitat calități de asociat respectiv administrator sau director general în legătură cu o fermă agricolă situată în județul Gorj și cu o societate comercială având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică. Așa, începând cu luna august 2014, judecătorul Tony Grebla a întreprins demersuri pentru intermedierea unei legături comerciale de export între omul de afaceri Bârcină Ion, un cetățean turc, cetățeanul moldovean Victor Dolghi și Constantin Bartolomeu Savoiu. Cele cinci persoane menționate au constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale, export produse agroalimentare pe linia, și abia acum devine foarte interesant cazul, pe linia România-Federația Rusă, cu interpunerea Turciei pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia unui embargo unilateral asupra importului de produse agroalimentare din Uniune, din Uniunea au constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale export produse agricole pe linia românia federația Rusă cu interpunerea Turcii pentru a da decizie de instituire de către Rusia unui embargo unilateral asupra importului de produse agricole din Uniunea Europeană. Abia acum se înțelege textul. Da, deci este, este e vorba de comunicatul DNA, atenție, E comunicatul uh, Direcției Naționale Anticorupție, secția de combatere a infracțiunilor conexe, infracțiunilor de corupție. Deci, biroul de presă de acolo a comunicat acest lucru. Foarte interesant, vă spuneam, deci uh, uh, în alte ordine de suspecții și atenție, acum trecem de la tonic Greb la ceilalți, că o să ziceți ce legătură au ei, că e, cei doi care au fost astăzi și ei pe la DNA au spus, Dum, domnule, n-am nicio legătură. Ba, Iulian Ioancu a spus, n-am... N-am vorbit niciodată cu el pe teme de genul ăsta. E, se spune așa. Uh, mai întâi de, despre Ion Bârcină. De asemenea, Ion Bârcină, împreună cu un cetățean turc și cu sprijinul lui Bartolomeu Constantin Săvoiu, uh, a inițiat mai multe discuții pentru derularea unor operațiuni comerciale export de cereale, materiale de construcții și sau produse de minerit în Federația Rusă și Republica Moldova. Și acum, suspecții Ian, cu Iulian și Șova Lucian, deci deputații, folosindu-se de funcție de conducere în partid în perioada octombrie-noiembrie 2012, au intervenit pe lângă Hă Hăianu Horia, director în cadrul Transelectrica, pentru ca acesta, prin influența pe care o avea asupra managementului energomontaj la București, și CNE Transelectrica să suporte contravaloarea cheltuielor de transport efectuate de SC Transmoldova, SRL Onești, pentru organizația Bacău a unui partid cu prilejul desfășurării în data de 17 a 10 a, 2000, a unei deplasări electorale la București, tarifele de piață practicate de societate fiind de 80 de lei persoană transportată. A rezultat că transportatorul a facturat servicii de 10.000 de lei cu TVA. Deci, credeți-mă că m-au cam pierdut pe aici procurorii. Dar, stați să ne lămurim. În primul rând, noi v-am citit, deci citit, din comunicatul respectiv și în ideea că poate ne lămurim ce e cu acuzațiile acestea. Pe partea cealaltă, hai să fim serioși. Vă spuneam încă o dată, faptul că s-au au fost două rochii sau. Deci nu stau în picioare. Mai ales că între cei doi, între Tony Greblă și Bărcină există relații de rudenie, cum au spus și ei când au ieșit la DNA. Însă, însă, acuzațiile sunt destul de mari, totuși, și în partea aceea cu relațiile comerciale, deși și aici e o mare problemă. Nu rezultă, cel puțin din ce am citit, adică nu știu dacă comerțul respectiv s-a și făcut bun. Am făcut. Să zicem, am vorbit noi că avem că să facem un export, ca să facem nu știu ce. Dar nu rezultă că s-a și făcut. În schimb, aflăm că nu știu ce firmă a fost păgubită cu nu știu câți bani, că au adus niște oameni la nu știu ce miting. Bănuiesc că de miting era vorba. Deci, rămâne deschis acest caz și să vedem în zilele, săptămânile următoare ce se va întâmpla. Acum e o problemă. Tony Greblă, ca să fie arestat, să spunem dacă ajunge, se ajunge acolo, se cere acordul senatului. Până acolo, deci el trebuie să fie trimis în judecată, deoarece e urmărit penal. Așa că nu e... Deci, în România sunt foarte mulți oameni urmăriți penal. Deci, e un caz care se va duce pe mai multe, pe o perioadă destul de lungă. Deși, cum să vă zic, mai e și problema cealaltă, s-a mișcat destul de repede de dimineață la Telești s-a ajuns, mascații au ajuns și la ferma de struți ca să vadă ce și cum. Deși spunea senatorul Greblă când a ieșit astăzi de la DNA, domne, nu prea am uh, uh, nu prea am o, uh, deci nu face comerț cu firma respectivă sau ferma respectivă pentru că struții nu, cam consumă, nu prea produc bani. Așa o fi, nou o fi, așa vom vedea. Știți, Iulian Iancu, când a ieșit de astăzi de la DNA, a spus, Domne, eu pe mine mă, au o altă treabă cu mine, în sensul că o, -o adunare electorală, care am și fi organizat -o eu și eu n-am organizat-o. Pe partea cealaltă și în rechizitoriu sau în acest comunicat apare chestia că s-a văzut cu Transmoldova și nu știu ce. Deci rămâne să, să vedem, dar dacă o țin așa, psd o să. nu mă refer neapărat la și în toată țara, deci probabil vor face. Era o glumă astăzi pe site-uri, o să-și facă, -o, o să facă partid în închisoare, deci o să facă filiale ale PSD-ului în închisoare la cum evoluează lucrurile. Pe partea cealaltă, însă, trebuie să. și vorbim serios de data aceasta, DNA-ul lucrează, dar parcă am vrea să vedem vă spuneam, să vedem și dosarele Microsoft, EADS, că tot vedem de lațiuni, tot vedem, aflăm, vă spuneam, cum am zis mai devreme, bacă Boc a făcut, bacă Blaga a făcut, bacă Ponta a făcut, bacă nu știu ce, să ajungem la bacă Elena Udrea a făcut, bacă nu știu ce. Ar cam trebui să ne lămurim adică să se miște judecătorii în această direcție, pentru că această etapă dezvonistică face extrem de rău, mai ales celor care poate n-au prea multe legături cu cazul respectiv. Iar chestia cu scriitorii cu ghilimele de rigoare, la DNA e deja de notorietate, e, cum să vă zic eu, cum ajunge unul de el, cum începe să scrie, să spună tot ce știe despre, despre ceilalți. Aș începe să-i suspectez sau să fiu în locul procurorilor, poate aș mai face-o și intenționat câteodată, dacă n-am o dovadă pe cineva, să-l să agăs pe altul ca să declare ce și cum, că văd că se poartă foarte bine. Dar până la urmă, mai ajungem la o chestie că ne tot de fiecare dată, una, alta, hai să facem rețineri pe 24, pe 30 de zile, pe nu știu câte luni. Până la urmă n-ar fi asta dacă s-ar și confirma, dar procesele vor dura. De exemplu, acum zilele acestea va fi trimis, e trimis deja măza și va fi și primul termen în dosarul retrocedorilor lui Hebenciuc toate bune și frumoase, dar în momentul când s-a terminat urmărirea penală, l-ai trimis în judecată, deci practic eștină, logica ar fi ca instanța să decide, deci omul respectiv nu mai poate influența dosarul, pentru că se analizează deja ce-i trimis și atunci poate fi cercetat sub control judiciar, arez la domiciliu sau alte... Dar mirama să se fie așa pentru că dă bine să, să zici că politicianul respectiv, unul dintre cei mai puternici de-a lungul vremii, este, este, momentul de față în custodia oamenilor, oamenilor legi. Mergând, mergând, mai departe la știrie, nu puteam să nu, să nu remarcăm însă și alte, alte știri. Printre altele se semnalează un alt lucru apropo tot de cazul Greblă. Colegii de la Panduru vă că remarcă acest lucru. Numele Mădălinei Berbecel, asociată lui Marin Condescu în firma Gardena River, apare în dosarul tuni Greblă potrivit unui document obținut de data aceasta de Mediafax. Uh, și de, pentru cele întreprinse în august 2014, deci o ce, o știre de urmări și acestea. Deci citat aici din dintr-un document în anturajul grupului se află și Mădălina Berbecel, care în cursul lunii iunie 2014 a înființat întreprinderea individuală Irina Mădălina Berbecel. Există informații că se urmărește transferul către această entitate a activităților comerciale derulate inițial pe SC Gardena River SRL de preciza faptul că, Victor, că am vorbit de el, Victor Dolg, este asociat la SC Blue Energia Group SRL împreună cu Vladislav Chetrar și Mihai Prundian, așa din număr fiind un apropiat al lui Bârcină și al lui Greblă Toni, spun anchetatorii, în documente, documente preluate de media fax. E, cum să vă zic, Deze, de văzut acest, de văzut acest dosar. Uh, am trecut din nou spre Gorj, deși astăzi ne-am ocupat mai mult de cei cu legături în Gorj de oameni politici și aflăm că s-au făcut niște schimbări la antifraudă. Astfel, șefii din șase direcții regionale antifraudă au fost înlocuiți în funcție prin decizia premierului Victor Ponta. Printre cei schimbați este și șeful direcției regionale antifraudă Târgu Jiu, Adrian Paul Voicu, în locul lui fiind numit Claudiu Șelaru nici voi cu n-a rămas fără serviciu, a fost mutat la antifraudă DEVA, tot în post de șef. Acum vreau să vă mai spun un, un, lucru, faptul că DNA lucrează nu mai e un secret pentru nimeni, să știți că procurorii DNA au fost astăzi și la primăria Craiova. Un dosar de fals intelectual, înșelășire și abuz în serviciu și au fost 24 de percheziții, printre care și la primăria Craiova. E adevărat că din cât, deci de la, de prejudiciul e peste 600.000 de euro, dar am înțeles că nu e vizată primărea sau Olguța Vasilescu, ci e cu totul, deci alte persoane din, din primărie. Pentru că vorbeam de gorj și de lucrurile care se întâmplă. La noi, la gorj, e bine că nu există, să spunem așa, chestii de anvergură de acest gen. Înseamnă că ele nu există, dar acest caz Tony Greblă, dacă vă spuneam, va evolua în direcția în care spun anchetatorii, s-ar putea să aducă foarte multe multe lucruri, multe surprize mai degrabă pe chiar și pe eșicherul politic local pentru că se, pot, se, poate ajunge și la și la să spunem unii oameni politici ar putea să părăsească viața politică dacă se va confirma că sunt amestecați în anumite lucruri. O să începem, o să terminăm această emisiune în minutele care ne-au mai rămas cu câteva subiecte, a spune noi, foarte importante și unul e pe sufletul meu, cum s-ar spune, și cred că e bine să discutăm de el, aveam de gând să discutem mai mult uh, timp. Uh, și anume, uh, Ministerul Mediului, niște ONG-uri spun asta, Cer, deci, Ministerul Mediului trebuie să renunțe să cheltuiască banii contribuabilor pentru a sprijini industria auto, care oricum contribuie în mod considerabil la accentuarea fenomenului schimbărilor climatice. Este de părere Coaliția pentru Mediu din România, ce reunește 27 de organizații din domeniu. I-au transmis o scrisoare deschisă către Ministerul Mediului să se renunțe la... La finanțarea programului Rabla. Eu vreau să vă spun că problema nu e acolo. De ce nu e acolo? Pentru că faptul că aduci mașini noi care sunt mai puțin poluante e un lucru bun. Noi trebuie în continuare să facem ceva cu importul de mașini secând și încă acele cu euro 2, 3, în orice caz cu. Vorba cu poluare foarte mare. Deci, în România se importă în continuare foarte multe mașini străine, efectiv niște deșeuri care poluează foarte mult, și noi încurajăm practic acest lucru. Nu știu dacă varianta cu taxa, nu știu, cred că mai degrabă o, inter... o interdicție cred că ar trebui o interdicție ca să mai uh, avem uh, mașinile, să nu mai vină mașini de, acest, de atâta vechime. Pentru că în momentul când vin cu o mașină de 10-15 ani în România care e făcută praf, e o problemă. Apropo de târgurile auto, uh, sunt și sunt, din ce, sunt destul de bine dezvoltate și la gor și pe este tot în țară, știe, se știe deja că în România sunt câteva târguri imense care poți să cumperi mașini la nu știu ce prețuri, dar atenție, se fac la negru toate chestiile, nu se înmatriculează oficial, se aleargă unii după alții după aia cu actele și ani de zile și asta n-ar fi o problemă, dar efectiv vânzarea, cumpărarea este o mare necunoscută, adică mai pe românește, e la negru. Iar autoritățile nu intervin. Am, aș vrea să spun apropo de aici și, cunosc din nefericire mai multe cazuri, sunt persoane care circulă poate de 7-8 ani și nu mă refer aici la samsarii de mașini care s-au mulțit ca ciupercile după ploaie, ci la oameni care au cumpărat o mașină, care ori nu găsesc proprietarul uh, din acte, ori nu vor să-l folosească, dar în continuare pot atenție la firme de asig la asigurare, la diverse unei nevoie de acte, folosesc tot actele vechiului stăpân. Cum se poate acest lucru, nimeni nu știe, Faza e și mai ciudată e că mașinile respective de foarte multe ori nu, nu se plătește impozii pentru ele. Sunt folosite și poate și în Târgu Jiu, și în nu știu ce primărie, dar nu se plătește impozii pe niciune pentru că ele nu mai apar. Au fost la un moment dat, au dispărut, în evidențe. Și apropo de această situație, cum vă explicați că la milioane de mașini din România, deci vreo jumătate au actele în regulă? Iar din estea jumătate, deci sunt, e vorba de sute de mii de mașini care n-au asigurări de, deloc. Sunt altele care au ITP-ul de mult expirat. Dar credeți că nu sunt în circulație? Eu mă îndoiesc. E adevărat că ele nu figurează că ar fi în circulație, dar eu mă îndoiesc și vedeți că la câte un accident, mă gândesc, ba mașină nematriculată, ba mașină uh, care are uh, ITP-ul expirat și tot așa. Dar cum spuneam, astea sunt... Deci, acum, poziția ONG-urilor ca să nu mai finanțăm mașinile noi, mi se pare puțin forțată. Deci, încă o dată vă spun, ONG-urile și guvernul ar trebui să intervină ca să se întâmple ceva cu importul acesta de mașini, dar în momentul când s-ar tăia să spunem așa importul, că nu mai e problemă să zici, bă, le băgăm în țară, dar ele sunt euro 1, euro 2. Nu se pune problema, deși sunt în România și nu plătesc nicio taxă, nu știu cât de mare. Deci mai degrabă, părerea, părerea mea ar fi ca să se taie de tot acest... Dar vă dați seama, s-ar duce târgurile de mașini și parandărâtul și toate celelalte și actele la negru. Deci e o, întreagă, e o întreagă activitate economică paralelă care s-ar duce. Și ne întrebăm la un moment dat de ce economia gri și economia la negru din România este foarte consistentă. Păi de acolo. Sunt unii care o duc bine, mersi, care se ocupă, aduc măcar o mașină pe lună, dacă n-aduc și mai multe, când îți la, când îți la pont, adică au comanda, aduc mai multe pe când o stau cu ea în târg ca să o vândă. Mașina respectivă uh, practic nu este cu acte de România, apoi proprietarul nu o bagă în România dar e o meserie și câștigă. Deci o ia de acolo cu o sumă, își mai pune și el câteva sute de euro și o meserie foarte bunoasă. Unii trăiesc foarte bine din această meserie, dar e o meserie, atenție! Dacă vă duceți în târgul de mașini, cu siguranță veți găsi aceleași fețe de fiecare dată și cu siguranță fiecare are la vânzare câteva mașini sau vă poate face o ofertă foarte consistentă. Dar așa e în România, asta e, asta e altă problemă. Trecem puțin și peste graniță, n-am mai făcut-o de mult și nu întâmplător, pentru că o știre ne afectează foarte mult și pe noi. E un titlu care apare pe Hot News. Tiparnița de euro a pornit. Banca Europeană va injecta câte 60 de miliarde de euro lunar până în septembrie 2016. Va trece BNR la inițierea cursului de schimb în locul inflației? la țintirea cursului de schimb cu inflație Vezi ce spun economiștii șefii principali bănci din România. E, faza care și aici o să vă și citez, uh, într-o decizie oarecum așteptată de piață, Banca Centrală Europeană a anunțat prin vocea guvernatorului Mario Drag că relaxarea cantitativă anunțată este necesară pentru realizarea obiectivelor băncii centrale europene privind inflația. 2% pe termen mediu. Banca Europeană va injecta cum spuneam, câte 60 de miliarde de euro lunar până în septembrie 2016, ceea ce ar putea influența cursul euro-leu. Păi știți ce, ar însemna, ce, ce, înseamnă această investiție? O să ziceți, da, dacă se bagă, se fac mai mulți euro în piață, automat euro va scădea în comparație cu leu. Nu. Specialiștii spun că, din contră, euro ar putea să urce, lucru care ar afecta și pe ceilalți deținători de credite, pentru că pe aici cu francul elvețian ne-am lămurit, au mari, au mari probleme de această, de această direcție. Și, apropo, uh, uh, terminăm cu o știre din țară, dar o știre, eu zic că, extrem de importantă, cu siguranță o să o abordăm săptămâna viitoare mai pendelete, mai ales că în trei zile ea va intra în vigoare. Uh, este vorba de o modificare esențială din codul muncii și anume vechimea în muncă se reduce atenție când salariatul înregistrează absențe nemotivate și fără plată. Cităm, Concediile pentru formarea profesională fără plată nu conduc la reducerea vechimii muncă. Dacă un angajator apelează la un salariat temporar pus la dispoziție de o societate care are ca obiect de activitate pune la dispoziție de personal, salariatul angajat prin contract de muncă de nu poate să aibă un salariu mai mic decât salariatul. Nu asta am vrut să, deși așa începe materialul. Deci, vechimea în muncă se reduce când salariatul înregistrează absențe nemotivate și fără plată. E foarte important acest lucru, rămâne să ne lămurim săptămâna viitoare, mai ales că, atenție, actul va intra în vigoare săptămâna viitoare. Mulțumim pentru atenție, nu înainte de a vă spune la revedere, să vă spunem că rămâneți cu muzică, l-am auzit deja în cască pe Gigi Vasilei, pregătit să vă dea dedicații. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!